Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Vulpea și grădina cu poame. O vulpe văzu odată o grădină încărcată de toate bunătățile. Dar grădina era apărată cu ziduri înalte pe care vulpea nu le putea sări. Ce aș putea face să străbat în grădină? Se întrebă vulpea. Umblând de jur împrejurul zidului, dădu peste o gaură în zid, dar gaura era prea îngustă să se poată strecura prin ea. Tot gândindu-se și judecându-se ce-i de făcut, vulpea își zise: știu ce voi face. Voi răbda foame câteva zile, voi slăbi și voi încăpea prin gaură. Zis și făcut. După 3 zile de foame, vulpea se strecură prin gaură și, ajungând la poame, se ospăta din belșug. Dar după câteva zile își aduse aminte că trebuie să iasă iar de aici, mai ales că sosise vremea culesului. Însă aici un alt necaz. Se îngrășase de-a binelea și nu mai încăpea pe gaură. Ce-i de făcut? Nu-i alt mod să scap de aici, își zise vulpea necăjită, decât să mă pun iarăși pe foame și răbdare ca să slăbesc. Răbdă iar 3 zile și, slăbind, se strecură afară. Când se văzu scăpată, uitându-se spre grădina cu poame, zise: frumoasă mai ești tu, grădină, și dulci sunt poamele tale. Dar ce folos am avut eu de ele? Cât am mâncat, atât am răbdat. Cum am intrat, așa am ieșit. Ce istorioară plină de înțeles! Așa e și cu noi. Cum am intrat în lumea asta, așa vom ieși din ea. Nimic nu vom putea duce cu noi. Lume, lume, cât de dulci sunt poamele tale! Dar ce folos ne rămâne nouă din ele? Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a 3-a ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.